Liderii coaliției au discutat o nouă variantă de comasare a alegerilor. De această dată, PSD și PNL iau în calcul să organizeze alegerile locale cu 3 luni mai devreme, pe 9 iunie, odată cu alegerile europarlamentare. Miza acestei comasări este din nou maximizarea rezultatelor și procentelor pe care le au ca partid de sistem. Însă această variantă nu rămâne bătută în cuie. Cu toate detaliile vine colega noastră Antoanela Răilea. Se discută din nou despre comasarea alegerilor care vor avea loc anul acesta. Potrivit surselor, Partidul Național Liberal a propus comasarea alegerilor europene cu scrutinul local, care în mod normal trebuie să aibă loc pe data de 29 septembrie. Ei bine, miza liberalilor constă în faptul că își doresc o mai bună mobilizare la alegerile europene. Asta pentru că la momentul de față nu stau atât de bine în sondaje, cel puțin față de Partidul Aur, care, iată, vedem, față de PNL stă mult mai bine în sondajele privind alegerile europarlamentare. Mai mult decât atât, comasarea acestor scrutine ar însemna și o mai bună mobilizare a primarilor liberali și este știut faptul că organizațiile din teritoriu ale Partidului Național Liberal sunt mult mai consolidate decât organizațiile pe care le are Aur în teritoriu, însă la momentul de față încă nu este clară poziția Partidului Social Democrat față de comasarea alegerilor. Aceștia susțin sursele că și-ar dori ca alegerile să se desfășoare în format normal, conform calendarului prestabilit, însă lasă loc și de negocieri cu principalul lor partener de guvernare, Partidul Național Liberal. De asemenea, comasarea alegerilor ar face economii consistente la bugetul de stat, iar în perioada următoare PNL și PSD trebuie să iau o decizie în privința comasării, asta pentru că legislația electorală poate fi modificată doar cu 6 luni înainte de desfășurarea scrutinelor.